Seara, dragii mei. Haideți să discutăm un nou subiect care poate că e și mai tare sau nu este așa tare sau în fine. Era o fată mândră și răsfățată de toată familia. Și sfătuită de toată lumea. Așa că, într-o zi, mama ei îi spune, înainte să te căsătorești, învață să te culci cu orice băiat ca să ai o viață frumoasă. Așa că, zi și făcut. Începe să fac acest lucru. Dar nu vii cu ei la mine acasă. O povață interesantă. Așa că fata pleacă de acasă. Să se culce cu băieții înainte să căsătorească. Datorită faptului că în fiecare zi, sau mai știu eu, la o anumită perioadă, se culca cu un alt băiat, la un moment dat începe să se sature și că vrea ceea ce au și ceilalți băieți și fete sau alte fete, alți băieți. O relație de lungă durată. Așa că începe să caute, dar nu prea știa cum se comportă, pentru că mama ei i-a spus, înainte de căsătorie, să te culci cu câți mai mulți băieți, ca pe bărbatul pe care îl iei de soț, să fie fericit, dar să nu mi-l aduci mie în casă. Așa că, plecând din băiat în băiat, ca așa i-a spus mama, să învețe înainte de căsătorie, dar să nu vină cu ei la ea acasă, pleacă de acasă. Într-o zi găsește un băiat, mai naiv, mai încrezut, mai neîncrezut, care o aduce acasă. Și nu ia. De astăzi vei fi, hai să zicem, concubina mea. Concubina? Da, concubina. Ce e concubina? Un fel de soție de formă, dar necăsătoriți nici civil, nici religios. Cum vine asta? Păi uite, eu ca băiat îmi fac treburile gospodărești, iar tu, ca femeie, îți faci treburile gospodărești, ca într-o casă obișnuită. După care, de e să ne culcăm, unul cu altul, tu înveți, mie miese, spune el, băiatul. Frumoasă poveste, nu? Practic împinsă de mamă, înainte de căsătorie, să testezi mai mulți băieți, după care să te căsătorești. Dar să nu vii cu el la mine în casă. Începe. Azi trece o zi. Azi își cumpără o mașină de spălat, că sunt în concubinaj. Mâine o mașină de spălat, vase. Poi mâine un televizor color. Răs, poi mâine tot așa, și tot așa, și tot așa. Ca într-o familie. Mâine o excursie.
Păi mâine o excursie. Fata deja începe să-și dea seama că este într-o relație de lungă durată, concubinaj, dar nu este căsătorită. În același timp, băiatul și-a găsit o soție de formă, o menajeră, o chiriașă și tot ce-ți mai dorești. Mai stă un pic ce mai stă și trece timpul. Iar actualul concubin nu ia de soție, pentru că vede în ea doar o chiriașă, o casnică, poate o confidentă sau o prietenă cu care poate când și când se culcă. Așa că fata ajunge la o chestie și mai nasoală în viață. Chiar vrea o căsătorie, dar actualul concubin nu o vrea ca și nevastă. Așa că începe să caute și prin stânga și prin dreapta și prin stânga și prin dreapta. Până când, într-o zi, ajunge la ceva și mai tare. Și mai tare. Este în felul următor. Se căsătorește de formă cu un băiat care îl găsește pe stradă. Pentru că a vrut o relație de lungă durată și căsătorie. La început a fost ceva de genul: l-am văzut pe stradă, mi-a plăcut, l-am agățat sau ne-am agățat unul pe altul și ne-am căsătorit. După care au început problemele în paradis. Cum așa? Simplu. Constată că, de fapt, el are 8 clase, iar ea era peste el cu cel puțin, haide să spunem, 1 masterat, o facultate și încă 4 clase ca termina și liceu. După care, băiatul începe: păi da, ai vrut o relație de lungă durată și o căsătorie. Nu ai spus că vrei un băiat cu masterat, facultate sau liceu. Ai vrut un băiat care să-ți dea între picioare, mai trecem mai departe, și acum, pentru că eu am 8 clase, tu trebuie să mă întreții pe mine, pentru că tu ai vrut o relație de lungă durată și o căsătorie. Mai trece ce mai trece timpul. La un moment dat, el pleacă, actualul soț, de lângă ea. Ea îi cere după căsătorie: știi, a fost o prostie, m-am pripit, vreau ceea ce se cheamă divorțul. Păi, păpușa, cum să spun, nu ți-l dau pentru că relația nu e consumată, trebuie să ne cunoaștem. Și așa află ea că povestea ca fata mare l-a măritat nu e chiar o poveste, ci e realitate. Pentru că a vrut doar o relație de lungă durată și o căsătorie în același timp. Băiețașul: pentru că avem o relație,
de lungă durată și căsătorie, tu trebuie să mă întreții pentru că ai și masterat și facultate și 12 clase. Eu nu am. Tu trebuie să mă întreții. Așa că încep certurile în paradis. Mai stau, ce mai stau? Un pic. Da. Și trece timpul. Ea îi cere divorțul pentru că și-a dat seama că a făcut cea mai mare prostie a vieții ei. Practic, mama i-a spus, pleacă de aici, înainte de căsătorie, să te culci cu orice băiat, ca să-ți faci soțul mândru, dar să nu vii cu el acasă. Mai stă, ce mai stă? Grăbindu-se, acum îi trebuie divorțul, pentru că nu e ceea ce îi trebuie în casă. Și el îi spune, nu, pentru că ai vrut o relație de lungă durată și căsătorie. Și nu s-a consumat noastră căsătorie și a noastră relație. După aceea mai discutăm. Adică omega ex crocherie. Ea fiind îndărătnică, căsătorindu-se în secret, nici inelul de căsătorie nu-l purta. Pentru că era o rușine pentru ea. Și te-ai căsătorit, da, draga, și cu cine ești căsătorită? Cu un om de pe stradă. Și cum e? Pot să spun, dragă, că e bun la pat și suntem pe aceeași frecvență, dar că are doar 8 clase și îmi cere să se consume relația de lungă durată și a noastră căsătorie ca să pot să scap de ea. Din ea. De prin divorț sau alte cele. La un moment dat, într-o zi, băiatul sau soțul ei pleacă în lumea largă și pleacă. Ea vrea să scape de el și rămăsese singură. Găsește pe altcineva, dar nu se poate atinge de așa ceva. Pentru că a vrut o relație de lungă durată și căsătorie sau mariaj. Mai stă, ce mai stă? Mă, ce să fac? El a plecat în lumea largă. Nu-l mai găsește. Dar ea rămâne căsătorită. Cu numele lui. Tu trebuie să mă întreții păpușă, pentru că eu nu am nici masterat, nici facultate, nici 12 clase ca tine. Da, fată? Pentru asta ți-am dat numele meu, fată? Ne-am culcat împreună, fată? Și tot așa. Când își găsește pe cineva, trebuie să discutăm. Știi, îmi place foarte mult, dar avem o problemă. Trebuie să spun că sunt căsătorită cu un bărbat cu 8 clase care sunt pe aceeași frecvență. În pat, pentru că așa m-a împins mama, cum ar zice. Dar mi-a dat numele ca să-l port, pentru că nu știu,
din ce motiv, și a plecat în lumea largă, și nu îl găsesc și nici divorț nu primesc. Dar să știi că în momentul când îmi va da divorțul și îl voi găsi, atunci o să te iau pe tine la sub braț. Până atunci, te rog să aștepți. Și acum rămâne varianta a doua. Varianta 1. Ori ea se duce la poliție și spune că a fost înșelată printr-o escrocherie. Dacă își dă seama ce înseamnă o escrocherie. Ori 2. Rămâne așa toată viața. Ori 3. Așteaptă bunul samaritan ca să se găsească soțul, să îl aducă acasă la nas, ca să-i dea divorțul și să scape de la ananghie pe frumoasa fată care a făcut o mare prostie. Cum spunea cineva, greșelile pe care le faci în viață se plătesc mai târziu. Răspuns greșit. A! Cum așa? Simplu. Greșelile se plătesc în viață din momentul în care le-ai făcut. Pleacă de aici și culcă-te cu orice bărbat până când te căsătorești. Iată, o greșeală. A! Am prins pe altcineva să facă. S-a căsătorit de formă cu un bărbat pentru un nume sau pentru altceva. Pentru o relație de lungă durată și un mariaj. Acum vor și altceva în afară de sincronizare sau sincroane în pat. Să se cunoască. Ea a rămas acasă, el a plecat în lumea largă. Ea nu primește divorțul, pentru că na, relația nu este consumată. Ea are master, facultate și 12 clase peste el. Ea. El are 8 și tot așa. Greșeli peste greșeli în viață, care se plătesc. El nu mai vine acasă sau ea nu mai vine acasă. Și tot așa. Așa fac excruci. Când nu au, trebuie să aibă. Cum așa? Uite așa. Să nu am eu o doamnă cu master la sub braț, cu doctorat la sub braț, cu rezidențiat poate la sub braț. Că eu n-am, nu? Că doar a vrut el să aibă și el să nu aibă. Cum am spus, greșelile în viață se plătesc din momentul în care le-ai făcut. Cu cât încerci să îndrepți, cu atât se strică mai rău. Pentru că nu ai pe cineva care să te ajute cândva. Iar bunul samaritan, câteodată, chiar nu va mai exista. Adică, băiatul care ți aduce, ăsta ți-e soțul? Da. Uite, ți l-am adus, dă-i divorțul.
Nu s-a consumat relația, o să spună. Eu trebuie să am la sub braț o doamnă care are rezidențiat sau doctorat sau masterat sau facultate sau liceu cu 12 clase. După care tu trebuie să încalci, să îngătești, să faci sincroane cu mine, să faci copil cu mine, pentru că asta înseamnă o relație consumată. Să ieși cu mine, să facem, etc. O idee perplexă. Vă las acum să discutați și să parafați. Pentru că este o poveste cu un sâmbure de adevăr pe undeva.